bună seara, suntem în direct pe WowBiz.ro. Este o nouă seară, exatlon, aici la WowBiz. De data asta suntem în formulă completă. Alex nu a mai chiulit, ieri a chiulit, alaltăieri a chiulit, dar motivat. Mă bucur foarte mult, Alex, că ești alături de mine. În sfârșit, mulțumesc, nu puteam să facem ștafeta mixtă cu Alex și Cornelia fără Alex. Mulțumesc și în primul rând țin să o salut pe Monica Roșu. Da, Monica Roșu, invitata noastră de astăzi, o salutăm. Bună și seara și bine v-am îi mulțumim găsit. Foarte mult că este alături de noi. Cu drag. Ar fi trebuit să ieși mai târziu de la Exatlon, să știi că eu am fost fanul tău declarat aici în emisiune și Alex poate să confirme lucrul acesta. Confirm, da, așa e. În ciuda unora care nu erau de acord cu mine, am considerat că într-adevăr ești o adevărată campionă și te-ai descurcat foarte bine, bine la Exatlon. Bine, e cu faimoși și eu automat trebuia să fiu cu războinici, mai ales că am fost la război. Normal, dar nu pot să zic că nu te-am apreciat și eu și la fel, mă așteptăm ca să ajungi mult mai târziu acasă. Vă mulțumesc, sincer, da, și eu cumva mă așteptam să ajung mai târziu, doar că, știi mie, lucrurile se întâmplă așa, pe nepusă masă. Accidentarea de la genunchi și problemele cu fața și-au spus cuvântul. Au venit așa una după alta. Am fost la control, am făcut remene la genunchi, mi-au spus că am nevoie de pauză. Am stat câteva zile, am intrat pe traseu să văd cum mă simt cu genunchiul. Următoarea săptămână am fost la doctor cu fața, pentru că deja nu mai puteam să stau, nu mai suportam să mă văd dimineața. Dar ce s-a întâmplat? Te-ai trezit într-o dimineață și ai avut nu probleme? Nu s-a întâmplat dintr-o dată, ci treptat. Cam vreo două săptămâni am stat așa cu fața, m-am trezit dintr-o dată cu o inflamație destul de serioasă și cu foarte multe bube pe față. Și într-un final, cred că în a treia săptămână, a trebuit să merg la dermatolog să văd despre ce este vorba. Ți-au zis cauza? De la soare sau era altceva? De la apă, posibil? Sincer, mi-au spus că de la soare, probabil că toate cumulate. Lipsa igienei, soare, foarte mult soare, nespălat, necurățat foarte bine fața. Am și un ten destul de sensibil, chiar un mir că am rezistat cu fața până spre 3 luni. Și atunci când m-a văzut doamna doctor și s-a uitat cu lupa, a chemat-o și pe fata cu care am fost la doctor și mi-a zis fața ei nu mai poate sta nici un minut la soare. Eram foarte, foarte inflamată și mi-au spus că am nevoie de repaus absolut, adică mi-a spus că nici în baracă nu mai pot să stau, că trebuia să stau cumva la o altă temperatură. Și în momentul ăla ce ai simțit? Ce ți-a trecut prin cap? Îți dai seama că am fost așa destul de bulversată, pentru că mă gândeam că poate totuși lucrurile nu sunt atât de serioase, doar câteva zile de pauză, ceva pastile și se reface. Tu te motivai, adică tu chiar... Încercam te automotivai. Păi trebuie să te automotivezi, pentru că fiecare din noi acolo, tu ai fost și știi cum e, trebuie să găsești în tine motivația, pentru că ai perioade grele, ai perioade în care totul merge bine, câștigi game-uri, dar și perioada în care, cum a fost la noi, am stat foarte mult timp la baracă și atunci singur trebuie să-ți găsești motivația să intri pe traseu și să aduci puncte, să sprijini echipa, să fie bine. Da, am vorbit și eu foarte mult despre automotivare și atunci când am ieșit din concurs și pe parcursul sezonului 2. Povestește-mi puțin la început, cum te motivai la început sau cum a fost începutul pentru tine, când ai știut că vei face parte din noua echipă a faimoșilor, când ai ajuns acolo, primul traseu. Știu că la început erai cumva liderul echipei, ieșeai în față, bine, da. Poate neoficial, dar da. Aveai o forță interioară pe care clar o afișai. Lucrurile s-au întâmplat foarte pe repede în cazul meu, cred că în maxim 5 zile, 4 zile am confirmat cu cei de la Canal D și le-am spus că mă bag în această aventură, așa că a fost așa pe nepusă masă. A fost o provocare și am zis că de ce nu încă am posibilitatea să accept. A fost, mi-aduc aminte de început, am avut emoții mai mari, cred că am spus-o și acolo și cred că și pe testimonial, am avut emoții mai mari ca la orice concurs și nu știu de ce. La fiecare probă sau la început? Adică mai multe decât în gimnastică? Cred că da, sincer, aveam senzația că nu mă țin picioarele. Orică nu eram pregătită, pentru că
viața mea decurge altfel, eram în televiziune, nu mă antrenam sau nu m-am antrenat, nu m-am pregătit pentru această experiență și atunci când am ajuns acolo și am intrat direct în pâine, corpul cumva s-a resimțit și a avut nevoie de o perioadă de adaptare. Și aveam, erau tot felul de emoții, toate trasele erau noi, când am văzut că lucrurile nu sunt atât de simple precum le vezi la televizor. Pentru că m-am uitat puțin și eu la voi în primul sezon și traseul e frumos. Arată bine. Exact, arată bine. La final, inevitabil și acasă stai pe canapea și spui, cum, dar de ce n-a nimerit, dar de ce nu se duce mai în stânga, de ce nu se mai în dreapta? Ei, lucrurile sunt total diferite față de ce se vede la televizor și am descoperit acolo. A fost un început greu pentru noi. Ne-am trezit așa, chiar râdeam cu colegii. Zici că ne-au aruncat din avion și ne-am trezit în mijlocul junglei și trebuie să ne descurcăm. Dar am reușit să ne adaptăm. Am avut nevoie de timp până să ne intrăm fizic în formă. Dar ușor, ușor, zic eu că ne-am revenit să putem să luptăm de la egal la egal cu războinicii care au venit pregătiți și care știau, s-au motivat, aveau altă dorință, au urmărit sezonul întâi și cu siguranță au venit foarte dornici să ajungă către marea finală, ceea ce s-a și întâmplat. Și faimoșii n-au venit atât de dornici, să înțeleg? Ba da, uite, mai puțin pregătiți, dacă stau să înțeleg, pentru că au semnat fiecare, mai târziu. Exact, fiecare dintre noi, cum am spus și despre mine, fiecare dintre noi avea o viață liniștită, lucra, avea un job, nu se ducea la sală să se pregătească pentru exatlon. Niciun caz, la mine s-a întâmplat în 5 zile, 4 zile, vineri am confirmat, marți am plecat, cred că nici atâtea zile. Și atunci e normal să se resimtă ei pregătindu-se înainte și știind că vor lua parte din acest proiect, s-au pregătit temeinic. Și s-a văzut. Așa e, oricum să știi că oamenii la noi sunt împărțiți în două tabere normal. Unii e normal. Cu războinici, alții cu faimoșii. N-ai cum să... lucru se vede și în mesaje. Uite, sunt oameni care te salută din... Salut și ne salută de peste tot. Să știi că sunt oameni, uite, din Berlin. Salutări de peste tot. Și din California, și din Berlin, și chiar din Mexic, pentru că sunt foarte mulți din Mexic care se uită la noi. Da, am jucat meciuri frumoase cu echipa Mexicului și probabil de aceea. Nu? Chiar dacă n-am reușit să câștigăm de foarte multe ori, nu contează, noi ne-am dorit, noi ne-am dorit enorm să câștigăm, să facem România mândră, pentru că știam că toți românii sunt alături de noi și își doresc să ne vadă câștigând. Cum a fost totuși la acel meci de 10-0 pentru Statele Unite? A fost umilitor? A fost cu de toate, începând cu umilitor și că nu știam ce se întâmplă. Când am văzut acel traseu, eram în autocar și ne tot întrebam pe ce traseu vom juca. Și când am văzut traseul, ne-am uitat toți unii la alții și am zis, nu e bine, ce se întâmplă. Se vedea experiența lor, se vedeau că sunt de mult mai... Cât timp ai lor în față? Păi cred că aveau undeva la 6 săptămâni, ceva de genul. Și îmi spusese Tommy că i-au făcut traseul ăla de cel puțin 5-6 ori. Și s-a simțit. Noi am avut o problemă cu acele chei. Mai toți din echipa noastră s-au împotmolit la acele chei. Din cauza emoțiilor, nu știu, presiunea, era dorința aceea să mergem și totuși să nu luăm bătaie la 10-0. Și atunci cheile acelea ne-au dat bătăie de cap. Plus că noi încă nu eram acomodați cu fusul, a fost al doilea meci de când am ajuns noi în Dominicană. Primul meci a fost de casă cu acea trambulină, topogan, unde ne-am speriat cu toții și după a venit meciul cu americanii. A fost așa, am avut un început foarte intens. Da, pe urmă, uite, la meciul acela cu Mexic, când... Ați reușit să câștigați? A fost altceva, o altă atmosferă? Cum da, dar au trecut, nu. A fost după o mai lungă perioadă. Într-adevăr, la meciul cu Mexic pe care l-am câștigat, a fost o dorință foarte mare. Ei, din păcate, am jucat doar cu echipa faimoșilor. Pentru că cei de la echipa războinicilor au avut acel incident. Și atunci au trebuit să se lupte doar... Ce s-a întâmplat atunci? Ce incident a fost? Că nu mai aduc aminte.
au plecat, au avut un premiu, au avut Dior și trebuia să ducă la Punta Cana, iar avionul, elicopterul cu care s-au dus Și dacă urma să vă duceți voi după aceea? Wow, să știi că dus... ne-am întrebat și am zis că nu, nu plecăm. Dacă câștigam panou cu bani și puteam să, nu știu, câștigam 10.000 și puteam să alegem o excursie, ne doream cu toții să ajungem în Punta Cana. Dar să știi că după ce am auzit ce s-a întâmplat, am zis că mai bine mergem în zonă cu mașină decât să, Doamne ferește, să avem și noi aceeași problemă. Iar, apropo de acel avion, când am ajuns din Santo Domingo în locația unde se filma, am venit cu aceleași avioane. Și ne-au dat emoții, ne-a dat pilotul nostru mari emoții pentru că ne-a făcut nouă niște jumbo lucruri. Am avut foarte multe turbulențe, probabil că s-a și văzut pe filmare când am ajuns pe insulă, că eram toți cam tumefiați și speriați la față. Astfel încât am zis că Doamne ajută, bine că sunt bine, că nu s-a întâmplat ceva și mai grav și că renunțăm la Punta Cana și alte lucruri decât dacă ne duc cu mașina. Da, nu te aștept să primești astfel de vești, pentru că te duci acolo să faci, practic, un concurs și te aștept să fii faci griji din partea asta, exact. Avem prieteni din Italia, l-avem pe Radu Frandeș care se uită la noi, este în Italia. Radu, din primul sezon, îl salutăm. Salut, Radule, da, din Italia. O salutăm și pe Măriuca, tot din Italia. Sunt oameni care te întreabă... Te felicită. Adelina, te felicită. Mulțumesc din suflet. Justi Bazac, te felicită. Alina Câmpean. Numai că există și persoane care se leagă foarte mult de ce s-a întâmplat, de o declarație pe care tu ai făcut-o la... De fapt, de o remarcă, nu? Pe care ai făcut-o în competiție și sunt foarte multe întrebări pe tema asta și nu putem evita. Când te-ai adresat războinicilor ca fiind veniți de pe stradă. Poate a fost o remarcă ruptă din context, dată într-un fel sau altul și cred că este momentul să o lămurim acum pentru că tu ești invitata noastră. Da, am aflat și ulterior când am ajuns în țară. Cel mai probabil, gândiți-vă că, sau voi știți, oamenii care nu cunosc de subturile acestei emisiuni, noi filmăm 24 din 24. La testimoniale, la reality, înainte de fiecare joc și după joc se face un reality. Acolo noi vorbim mai multe lucruri, e adevărat. Dar pe post lumea vede poate, nu știu, 30 de secunde. Cei de la montaj spun absolut, nu știu, ce e mai interesant. Da. Așa dar și, poate și cu această declarație, sincer, nu mi-aduc aminte când am spus-o, probabil că s-a întâmplat la început, când noi eram destul de tensionați. Da, într-o ceartă cu Simia, parcă, nu-i așa? Da. Cu Simia. Uite, nici nu știu dacă e din competiție sau e testimonial cu mine. Nu, era din competiție. Da, din competiție. Probabil că era la nervi, n-aș fi spus niciodată că sunt, probabil când am zis că sunt veniți de pe stradă, că nu sunt cunoscuți. Noi, sau eu cel puțin, mă gândeam mereu că nu trebuie să mă fac de rușine, pentru că am făcut ceea ce am făcut de sport și cumva pentru mine tot ceea ce făceam acolo era tot legat de sport, chiar dacă era un show de televiziune. N-a fost oarecum și un duel psihologic, adică voiai să pui mai multă presiune pe ei spunându-le asta? A fost cumva o strategie? Sincer, nu mă gândeam la început la lucrurile astea. Eu sunt o persoană calmă, nu-mi place cearta, nu știu, am auzit că toată lumea, vai, că îmi lipsesc cei 7 ani de acasă sau nu știu, tot felul de lucruri. Ei, nu cred că îmi lipsesc. Eu sunt o persoană foarte calmă și foarte calculată de fel, doar că în condițiile date de acolo, e normal să ai și reacții. Reacții poate pe care ulterior le reglezi sau le regreți sau nu le gândești atunci pe moment, orice un se enervează și dumneavoastră ne dură exact, adică fiecare se enervează, clar. Nu, fără doar și poate, nu a fost cu intenție, nu a fost o jignire că, nu știu, sunt veniți de pe stradă la modul că nu au de niciunele și sunt bai de capul lor. Ci pur și simplu că nu erau, exact, nu erau de cunoscuți. Și noi, echipa noastră, chiar i-a felicitat. Nu știu dacă noi am vorbit de fiecare dată de bine de ei. Au fost și niște atleți care și-au dorit foarte mult, care pe traseu și la final aveau foarte multă îndemânare, reușeau să se adapteze
imediat la ceea ce aveam de făcut. Deci nu mi-aș fi permis în viața mea să zic de rău de ei. Da, la ei se întâmpla în felul următor. Ajungeau și la... am înțeles că ei, din potrivă, ei mereu ne-au vorbit pe noi de rău. Poate și la erau testimoniale, foarte, dar exact, în față nu s-a întâmplat asta. Cred că o singură dată s-a întâmplat mai mult la jocul de... la un joc internațional, când ei au refuzat să mai facă echipă cu voi. A fost atunci o problemă. Să mă scuzați dacă nu mi-aduc aminte. Nu mai aduc aminte foarte bine. Se întâmplă lucruri ciudate acolo. Am avut o perioadă în care nu mai mi-aduceam aminte. Adică ceea ce se întâmpla, ce filmam ieri sau ce spuneam, dacă mă întrebai peste două zile, era... păi stai, că nu mai mi-aduc aminte exact ce am spus. Mai avem puțin niște like de Ionuț Jaguaru. De Ionuț? Da, s-a luat și de Ionuț Jaguaru și a fost și acea reacție cu Mădălina. Chiar nu ți-a fost frică de Mădălina? Dacă ți-a aplicat un procedeu de la jiu-jitsu, de la karate acolo? Măi, când toată lumea a spus că te-ai dus să... Doamne ferește, mă și vedeți pe mine să mă stau bani. Doamne ferește, nu s-a pus problema. Meciul acela, da, mi-l aduc aminte că a fost un meci destul de tensionat. Cred că ne luptam pentru casă sau eliminare, nu casă. Ne doream foarte mult să ieșim de la baracă, că aveam, slavă Domnului, foarte multe zile de când stăteam acolo și pierdeam. Undeva, cred că pe la mijlocul, pe la jumătatea scorului, războinicii, bănesc că pe TV sau în emisiune nu s-a văzut asta, nu s-a dat, au refuzat să mai joace. Motivând că, nu știu, ni se fac nouă, nu știu ce, favoruri sau că, nu știu, ceva nu e în regulă. Toți din echipa noastră, inclusiv Gianni, s-au dus să vorbească cu ei, pur și simplu s-au așezat și nu mai vreau să joace. Și ne-am spus, măi, haideți să terminăm câștigați, de ce să... facem tam-tam, s-au supărat. Au avut foarte multe lucruri, foarte multe supărări acolo, dar probabil că nu s-au văzut pe TV. Într-un final ne-am reușit să-i ridicăm, au venit și cei din producție să vorbească, că nu se întâmplă nimic, că trebuie să continuăm, chiar dacă tragem de timp. Și îți dai seama că se acumulează tensiune, frustrare, adică conduci, câștigi, clar, ne bați. De ce să mai faci să ai și astfel de reacții? Și la final mi-aduc aminte că a venit Mădălina. A continuat, exact după o pauză, s-a continuat jocul. Și era Mădălina, a fost ultima, le mai trebuia un punct să câștige. Și după ce a terminat, s-a întors către noi. Ea a spus ulterior că s-a întors către Gianni, dar Gianni era mult mai în față, iar noi eram toți la bancă și întoarcerea a fost către echipa de la bancă. Și n-am mai putut, adică mă scuzați. Păi ce a făcut? S-a întors și ne-a arătat tuturor. Cum nu mai țin minte, măi, ales, păi, cu gesturile războinicilor nu le mai țin minte. Mi-aduc aminte că mi-a făcut așa, nu? Exact. Și eu eram jos pentru că îmi susțineam colega, nici nu știu cine era, cred că Cristina a fost ultima. Și normal când am văzut negru în fața ochilor. Dar Gianni n-a provocat-o pe Mădălina? Știu atunci, foarte bine că i-a spus că e pitică, i-a zis că n-are ce căuta în concurs, că e slabă. Era în joc, nu cred că atunci n-avea ce să-i era spună. Era în stilul așa, cu presiunea. Era cu presiunea, dar nu pare... Scuze-mă, dacă mă vedeai pe mine că fac eu lucrul ăsta, cum ți se părea? Da, nu mi se părea la locul iar lui. Eu am reacționat pentru că cu toate, cu jocul oprit, cu lucrurile pe care le-au spus, să vii la sfârșit în condițiile în care știai că o să câștigi jocul. Adică și dacă nu câștiga Mădălina atunci acel punct, următoarea persoană cu siguranță care intra aducea victoria. Și când am văzut, n-am mai stat. M-am dus către ea să-i spun, măi, ești sportivă, cum poți să faci lucrurile astea? Adică eu nu mi-aș fi permis în viața mea să mă duc să le arăt lor ceva. Cu toate că poate... Așa, cu toate că... Crezi că s-a speriat? Da, sunt un om, nu știu, nu-mi ce reacție reacțiile astea. Probabil că nu s-a așteptat și la ea a fost o reacție pe moment. Cu siguranță i-a părut rău după aia. De asta spun că acolo lucrurile au tăiat valul. Încerci să, adică, nu știu dacă trebuie să-ți controlezi neapărat anumite reacții, că suntem oameni până la urmă și eu sunt om, am și eu frustrările mele sau, nu știu, reacționez într-un anumit fel. Doar că acea reacție ei nu mi s-a părut deloc potrivită în condițiile în care noi le-am oferit respect, fair play, am fost cu ei. Nu poți să te întorci și să arăți astfel de gesturi. Da, pentru cei care se întreabă, arăta semnul cu degetul ăsta. Probabil așa. Că cei care, da, probabil că lumea știe despre ce vorbesc,
Nu am sărit niciodată la bătaie, nu mi-aș fi permis și nu pot să fac lucrul acesta și nu aveam de ce. A fost într-adevăr un schimb de replici, dar nimic mai mult. S-a spus că l-am împins pe Ionut sau nu. Ionut se băgase și am zis că nu este treaba ta, vorbesc cu Mădălina. Nu să sar la niciunul domn. Cum era la jocul pe medalii? Știu că ai câștigat medalii, nu? Da, două medalii. Am câștigat când am putut să joc, am jucat. Au fost și câteva meciuri în care mi-am dorit să-mi protejez genunchiul, să joc în meciurile importante. Practic, singurele medalii de la faimoși, tu le-ai câștigat? Nu, am câștigat și eu, a câștigat și Cristina, a câștigat și Ana Georgescu și Mădălina ulterior. Da, este chiar un mesaj legat de Mădălina. Asta înseamnă că echipa băieților nu părea s-a ridicat la nivelul războinic. Adică ce vrei să spui? Că au fost adică, toate adică vârfele acelea și toate reacțiile, că fetele erau șefe la faimoși. Păi nu știu, eu cred că acolo doamne, nu s-a făcut șef, balanța. Șef, cred că e fiecare la el acasă, nu în altă parte. Nu, s-a vorbit foarte mult despre faptul că tu și Cristina erați lidere în echipa faimoșilor, iar de acolo s-a dus la o scindare. Noi am venit cu altă mentalitate. Eu am făcut sport de la 4 ani, am practicat sport și un sport frumos, greu, unde mereu m-am antrenat să fiu cea mai bună. Pentru mine, competiția asta, când am intrat, am luat totul foarte în serios. Adică, ok, era un show de televiziune, dar pe traseu trebuia să te duci să faci tot ce ține de tine, adică să aduci acel punct. Și atunci, probabil, din cauza asta s-a spus că cumva noi suntem șefele, pentru că am încercat mereu să susținem echipa. Și tu ai spus că eram eu cumva, încurajam. Da, pentru că am făcut sport de echipă, am fost alături de echipă. Pentru mine echipa a fost importantă și le-am spus-o de la început. Trebuie să fim o echipă, trebuie să fim uniți și să încercăm să ne facem viața frumoasă acolo. Pentru că ne gândeam că nu va fi totul roz, mergem și vom sta numai la vilă, vom câștiga, ne vom plimba și vom mânca. Băieți au fost numai la baracă până la urmă. Băieți au fost cam tătut. A fost greu, cred că mi-aduc aminte de prima reacție când am ajuns acolo și când am văzut și mirosea îngrozitor, abia de duseră, cred că cu lac sau nu știu cu ce pe jos. A fost îngrozitor pentru că le-am spus noi plecăm drogați de aici, de la miros. Am încercat să deschidem geamul, ușa, să i-am rugat să curețe cumva. După când ne-am întors după perioada de la vilă la baracă, cred că pe la undeva la mijloc, la sfârșitul septembrie, am tot sperat că nu vom sta foarte mult acolo, dar știi cum e, te acomodezi, adică trebuie să te adaptezi. Cel mai greu nouă fetelor ne-a fost cu igiena. Cum vă spălați acolo? Cum ne spălam? Da. Aveam un bidon de 2 litri tăiat pe jumătate, că era dimineața prin seară, cald, afară ploua, ne turnam apa în cap și așa ne spălam. Toaleta era... Te ajuta cineva? Care la început singure, după aia făceam echipă. A fost Cristina cu Ana, eu după aia, după ce a plecat Ana, am rămas eu cu Cristina, dar trebuia cumva să ne ajutăm, că am avut și foarte mult noroc, să-i spun eu, când faimoșii erau la baracă, aveam meciurile toate cu nămol. Și aveam nămol, vă spun, și peste tot. Și îl scoteam așa, abia după o săptămână, degeaba te spălai, nu știu, de 3 ori pe zi, că tot aveam nămol. Dar asta cred că a fost cel mai greu pentru noi la baracă. Igiena și liniștea aceea, să vezi mereu același peisaj și să, nu știu, să vii, să nu ai unde să te duci, mai ales când ploua, era un peisaj dezolant, cred că și la bunicul la țară era mai frumos, că nu era atâtea noroaie, cratere și să nu ai ce să faci. Într-adevăr, a fost destul de greu și se resimt toate jocurile astea, chiar dacă încerci să găsești energia în tine, să... A doua zi să te duci pe traseu, după o perioadă foarte lungă te resimți, pentru că nu ai hrană, nu ai odihnă foarte bună și organismul nu se resimte. La un moment dat v-au adus niște canapele, ați câștigat? Am câștigat la un quiz, am ce câștigat fericire, acea mai mare fericire, nu am văzut niciodată cu echipul unui sportiv. Parcă arăta foarte bine, nu știu, parcă prindea viață puțin, a prins viață baraca cu acele canapele, doar că nu au fost pentru o perioadă.
perioadă lungă de timp. Pentru că ați câștigat vila. Atunci, imediat ați câștigat vila. Nu, nu cred că am câștigat atunci vila, cred că am pierdut-o, că ne-am întors la barancă. Noi așa am văzut că ați câștigat la un joc. Am câștigat canapelele la un quiz. Așa, și pe urmă ați câștigat vila. Așa că nu v-ați bucurat mult de canapele. Da, nu, nu mai știu. Oricum nu ți lăsau premiile foarte mult. Depinde foarte mult de ce premiu aveai. Cum a fost acea canapea, cu siguranță, cred că am avut-o și peste noapte, că au dormit băieții. Dar a doua zi a dispărut. Adică nu le aveam prea mult timp la dispoziție să spui că te bucuri sau poți să te odihnești, nu știu, două, măcar două, trei zile să dormi pe canapea. Ce foloseați pe post de pernă? Ce foloseam pe post de pernă? Hainele pe care le mai aveam așa curate, le împachetam frumos, ne opream câte o păturică când o spălam și aia era perna noastră. Da, a fost destul de ciudat. Eu acasă eram obișnuită să dorm foarte mult pe burtă, acolo n-am putut să dorm absolut deloc pe burtă, că numai pernă era scândul. Aveam o gaură unde aveam o salteaua, era o gaură în podea, că vedeam sub baracă. Și am zis, dacă mă enervez într-o zi și stau acolo, sunt jos. Broaștele erau, ne țineau companie, în fiecare seară se salutau și ele spuneau noapte bună. Și stăteam cu fetele și ne uitam, zic, dacă sare acum una pe noi, de unde am venit, din ce colț au aterizat, dar au fost decente broaștele. Da, s-a văzut determinarea asta, că voi chiar vă doreați încerca să câștigați vila, da, să scăpați de condiții. Dar ce s-a întâmplat? Unde s-a făcut dezechilibrul ăsta? Unde s-a produs dezechilibrul ăsta? Dacă, uite, eu spre cred exemplu, că după foarte multe înfrângeri și deja după perioada petrecută acolo, inevitabil se întâmplă niște lucruri și atunci cred că fiecare, cum ai spus și tu, că de unde găsești dorința și motivarea, fiecare din noi trebuia să-și găsească în interior motivarea. Degeaba veneam eu să motivez echipa sau noi, pentru că trebuie să fie motivat fiecare persoană. Au fost zile în care, da, ne-am trezit cu toții dimineața, mergem și câștigăm și am câștigat. Cred că era vorba de atitudine, de nu știu, de felul în care te simțeai în ziua respectivă. Noi nu am cerut niciodată, nu știu, sau nu s-a pus problema de puncte, să ne supărăm, să, uite, știi, tu ne-ai adus puncte, eu am adus nu știu câte. Nu, noi mereu am cerut atitudine. Să mergem, măi, ce putem să facem, dar să știm că am dat absolut tot pe traseu, că am fost pozitiv, că am încercat să câștigăm acel meci. Și scuze-mă, ales, cred că băieții n-au avut atitudine de câteva ori, pentru că așa se prezenta situația la TV, în sensul că voi erați destul, repet, întrebarea care ne este adresată de oameni, voi părați extrem de supărate pe băieți, că aduceați puncte și ei nu. Probabil și de aici, că da, în ultima perioadă în eram, dar nu supărate că nu aduc puncte, supărate pe ceea ce se întâmpla, adică încercam să, nu știu, să ne trezim. Era destul de frustrant să mergi la fiecare meci și să pierzi. Așa. Mai ales că tu erai obișnuită cu victoriile, asta e cel mai greu. Exact, e foarte greu. Dar ce le ziceți? Le ați zis vreodată ceva? Am avut, și clar, i-ați motivat? Am avut discuții, pentru că e normal, stai cu niște persoane acolo pe care nu le cunoști și trebuie să vorbești, pentru că asta făceam. Asta era rolul nostru acolo, să mergem și să câștigăm. Clar, am avut discuții constructive, nu ne-am certat niciodată. Și ne-am spus, mai trebuie să mergem să câștigăm, uite, nu se mai poate, îmi place așa să pierdem de la meci la meci. Doar că fiecare știe foarte bine și cunoaște organismul. Noi am încercat să ținem echipa, să mergem să ne motivăm, să mergem să câștigăm, să luptăm. Fiecare dintre noi cred că a făcut tot ce a ținut de el. Uite, părerea mea e diferită. Mie mi s-a părut că la băieți s-a făcut diferența. Băieții n-au reușit să fie foarte, foarte competitivi. Nu le-au pus mari probleme celor de la Război, nici de-abia. Chiar și când era Călin în concurs, primul din echipa băieților care a ieșit de acolo, nu reușeau să-l bată în mod constant. Adică nu s-a întâmplat niciodată ca băieții
de la faimoși să-i bată clar pe cei de la război. Nici nu s-a întâmplat asta niciodată. N-au încercat să se antreneze pentru final. Da, să... ba da, i-au bătut. Hai, nu fi acum. Nu i-au bătut. Eu zic foarte sincer. Au fost într-adevăr și meciuri în care, da, că s-a văzut, s-au terminat la 10-2, dar... Au fost și pe muchere cuțitunele, exact. Da. Băieții de la războinici au venit foarte motivați și antrenați. Când am ajuns acolo, mi se părea că, nu știu, parcă i-ar mai fi făcut traseul, că au văzut finalul, că știu cum să arunce. Noi abia atunci, credem că eu n-am marcat în viața mea, nu știu, cu cercuri. Bine, eu vorbesc de băieți, nu de fete. Probabil că și băieții la fel. Băieții la băieți nu s-a câștigat nicio medalie la faimoși. E adevărat, la băieți nu prea, foarte bune. Nu prea am văzut recorduri la faimoși. Zic, a, da, doar la băieți. A fost pe traseu, cum să nu, Yamato, Cristi și Mirel a jucat foarte bine. Mirel a jucat de două ori semifinala. Într-o medalie. Da, da. Când zici de două ori semifinala, ai jucat odată finala. Cred că da, trebuie să-i adevărat, a fost un... să-i întrebați pe ei, da, e. Mai multe... A fost o mică diferență între fete eu asta, și băieți. Eu asta am văzut dacă în sezonul ăsta. Dacă nu au fost egale. Se pare că băieții, da, băieții de la războinici au venit foarte dornici, motivați să lupte. Se adaptau foarte repede la final. Se adaptau, poate aveau mai multă îndemânare. Uite, pe final nici măcar pe Doru nu puteau să-l învingă categoric. Doru care era cotat cu șanse mai slabe. Doru a jucat foarte multe jocuri de eliminare și s-a antrenat foarte mult. Adică, zic eu că i-au prins foarte bine. Mirea. Și Doru era o persoană care se concentra și pe traseu, era ca și calul. Își vedea doar de treaba lui. Dacă nu aducea, nu știu, dacă nu lua primul punct, cu siguranță a doua tură venea și aducea punct. Gândește, mi-e greu să, nu știu, să fac comparații. Într-adevăr, războinici au fost mult mai motivați, mai buni, trebuie să recunoaștem și le-am spus-o și lor, că au avut perioade foarte bune, în care toată echipa a mers foarte bine și atunci e normal când dacă eu nu aduc punct, cineva să-mi țină spatele. Și s-a văzut. Acum că s-a ajuns la balanța asta, în situația asta, 7-2, nu? Sau 6-2 la membrii echipei. Da. 2 faimoși și 6 războinici. Crezi că e... corect? E corect? Ți se pare corect sau e mai puțin fair față de voi? Trebuiau să fie mai mulți sau... Eu mi-aș fi dorit să fie mai mulți de la faimoși și când am plecat de acolo le-am spus tuturor, trageți pentru că se poate, orice se poate întâmpla. Mi-am dorit să văd cât mai mulți la finalul competiției. Totuși îmi doresc, sper ca din acești 2 faimoși rămași să vedem unul și în finală. Sperăm și noi. Mi-aș dori pentru că concursul, chiar dacă e un show de televiziune, în concurs se pot întâmpla foarte multe. Uite, au fost, poate nu s-a așteptat nimeni să plece Ana, o vedeau foarte mult în finală. A avut acea problemă cu umărul și a trebuit să renunțe. Cristina, la fel. Problemele Cristina, tale. O vedeam în finală, da. Și o vedeam câștigătoare. La fel, probleme cu genunchiul și, din păcate, trebuie să fii rațional. Chiar dacă, nu știu, te implici foarte mult și îți dorești să stai până la final, trebuie să fii și rațional și să știi când să te oprești. Dar mi-aș dori să fie cât mai mulți de la faimoși în finală. Știu că tu-ți dorești să câștige un războinic, pentru că anul trecut a câștigat Vladimir de la faimoși și cred că foarte multă lume își dorește lucrul acesta. Mă aștept și eu, sunt curioasă. Oricum, chiar dacă va câștiga, să spunem că va câștiga un... cineva de la războinici, cu siguranță a meritat pentru că au luptat și foarte, foarte mult. Uite, hai să mai răspundem și oamenilor de acasă. Le răspundem și oamenilor de acasă. Te întreabă dacă te-a atins Alin cu funia aceea, da, sau m-a atins, a fost o greșeală? Că au fost discuții, nu m-a atins voit, ca să spun așa, eram la jocul de pe traseul suspendat, iar când a alergat,
să vină către, să dea cu pupucul sau cred că terminase, mi-a atins și am avut și urmă, s-a văzut, adică nu știu dacă pe TV sau ce s-a dat. Dar a fost intenționat din punctul tău de vedere? Nu, nu cred că a fost intenționat, cred că a fost, nu și-a dat seama să-și țină acea funie și când a trecut din viteză m-a lovit pe picior. Am avut noroc că nu eram aplecată, pentru că fix înainte eram cumva cu capul aplecată. Dacă eram cu capul aplecat, atunci era mai greu, pentru că mă lovea la cap. Alin ar fi genul de bărbat care să lovească într-un fel voluntar o fată, chiar dacă știa că te poate lovi cu funie? Nu. Se întâmplă foarte multe lucruri acolo. În toată nebunia aia nici nu mai ții cont. Știi că doar trebuie să fugi după o puc sau după minge și să dai, să-ți aduci. Deci am rezolvat misterul, nu a lovit-o. Nu m-a lovit intenționat, dar nu intenționat și a cerut scuze. Eu n-am făcut tam-tam sau se întâmplă, adică nu s-a pus problema. Vai, Doamne, m-a lovit Alin intenționat și eu nu mai pot să joc. Nu, Doamne, mai mult Gianni a făcut atunci un spectacol. Dar nici nu mai știu de ce, s-a... Probabil de aceea a fost. Da, de aceea s-a interpretat era foarte mult pe această temă. Era un intenționat și cred că ne luptam pentru casă și cumva sporul era foarte, foarte strâns. Era strâns, da. Uite, sunt oameni care te felicită. Andrei Mălinescu te felicită pentru prestația la Exatlon, atât pe tine cât și pe Cristina, pe Pulhac și pe Yamato. Sunt oameni care țin și cu faimoșii, și să știi chiar dacă ei au fost mai slabi în sezonul acesta. Nu citesc numai mesajele care mă convin. Sunt foarte multe mesaje și am să încerc să răspund cât de cât la ele. Am să revin la o întrebare a unui dintre cititori. A mai fost ceva legat de tine și poate și aici ar trebui să lămurim. Cristi Geamăn, în momentul în care s-a întors în România, a făcut o declarație conform căreia tu i-ai fi spus înainte de duelul cu Mirel ceva de genul sper ca mâine să nu ne faci o surpriză. Asta era cu o seară înainte. Te-au prins microfoanele. Adică, cu alte cuvinte, hai, da, mai nu, bine nu, pleci acasă pentru că nu Doamne ești atât de bun pentru echipa faimoșilor. Doamne ferește, n-am cum să spun eu cine pleacă acasă și cine nu. Probabil că a fost o glumă spunând poate mâine avem o surpriză, dar poate el a înțeles-o total greșit. Adică puteam să mă refer și la poate mâine vom avea o surpriză și poți să rămâi în competiție. El a înțeles-o Doamne, clar, fiecare înțelege cum vrea. A fost o glumă, nu-mi permit să spun nimănui, niciunuia dintre concurenții care au venit acolo, știi, ar trebui să pleci acasă, că nu îți aparține locul aici. Cristi a fost o persoană care ne-a uimit pe toți de când a venit acolo. Cred că a rămas și cu recordul de 8 puncte câștigate. Da, s-a simțit și marginalizat de echipă. Sunt practic declarațiile lui, nu numai de tine, și de faimoși în general. Asta au fost declarațiile lui la întoarcerea în România, așa s-a simțit, poate nu s-a adaptat în echipă. Nu știu ce a declarat, dar noi, nu știu, eu știu că noi am încercat să susținem pe absolut fiecare care a ajuns în competiție. Știam că e foarte greu să vii, nu știu, după o lună și jumătate deja de concurs, pentru că nivelul este unul ridicat și atunci trebuia să fii foarte bine pregătit și să te adaptezi foarte repede. Pentru că meciurile se joacă, aveai nevoie de victorii și până la urmă nu jucam pe puncte. Și fiecare dintre noi își dorea să aducă acel punct și să câștigăm. Pentru că ăla e farmecul jocului. Să mai stai și la baracă, te duci și la vilă. Da, mai să nu stai mai la baracă. Mai și mănânci ceva dulce, nu știu, cumva trebuie să te conectezi. Să poți să intri din nou pe traseu și să tragi. Să ai energie, să-ți răspundă corpul. Dacă nu te hrănești bine, nu te odihnești bine, nu mai ai energie. Chiar dacă tu în capul tău te motivezi și gata, astăzi rup traseul, corpul nu te mai ascultă. Cu o seară înainte să părăsești competiția, când trebuia să te duci la duel cu Mădălina, cum te-ai simțit? Cu o seară înainte, păi cred că duminică, nu știu când s-a jucat meciul de eliminare. Sincer, m-am simțit destul de ciudat, pentru că sâmbătă am fost la doctor și mi-a dat vestea că nu mai pot să stau în soare. Și a doua zi a fost meciul de eliminare. N-aveam cum să joc, a trebuit să stau separat de echipă și să privesc meciul de lângă echipa medicală.
Toată lumea venea să mă întrebe cum sunt, ce fac, fața mea era arăta într-un mare fel. Și dacă am și o problemă, nu știu, am o problemă cu fața, pentru că mi se taie orice când văd că fața mea nu arată bine. Și atunci încercam să fiu pozitivă și să spun ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Dacă trebuie să mai stau, cu siguranță echipa, nu știu, Dumnezeu ne va ajuta sau îi va ajuta pe colegii mei să câștigăm meciul. Dacă trebuie să plec, trebuie să plec și până aici a fost drumul meu. Doar că sentimentele erau destul de amestecate. Pe de o parte, parcă îmi doream să ajung acasă, dar pe de o parte, nu știu, mă gândeam că parcă n-aș putea să totuși să plec, că m-am implicat, ne-am dorit cu toții, ne-am făcut... Am cunoscut oameni noi, avem și lucruri frumoase, nu doar lucruri, nu știu să spun așa, mai puțin neplăcute. Și mă rupeam așa de ceva din mine, pentru că 3 luni viața mea a fost practic acolo. Dar mereu spun că lucrurile se întâmplă cu un motiv și au venit așa toate legate. 7 zile de pauză pentru genunchi după ce am făcut remeneul și am jucat așa. După cele 7 zile a venit în următoarea săptămână pauza pentru față și atunci, clar, am decis să plec. Din moment ce echipa noi am pierdut jocul de protecție, nu puteam să mai stau acolo și să nu joc. Nu era corect. Adică nu puteam să ajung nici echipa, să intru în duelul cu Madalina, să o bat, Madalina să plece acasă și eu să rămân și să nu joc. Nu era corect. Madalina a venit foarte motivată, își dorea foarte mult să ajungă cât mai departe și atunci nu aveam cum să iau eu, nu știu, dorința asta și șansa asta. Eu, dacă nu mai puteam să joc și nu mai puteam să ajut echipa, am decis să... De fapt, nu că am decis, am fost nevoită să plec. Ai fost nevoită plec, să exact. Pleci. Pentru că, nu știu, am văzut că nu a abandonat nimeni din cauza problemelor. Medicale. Până acolo a fost, da. Alexandra te întreabă ce părere ai despre Gianni. El este extrem de contestat în România și e normal să și vorbim numai. Despre lucrul acesta. Știu. Mai ales că eu știu de aici, din România, s-a văzut sincer, că ați avut o relație foarte bună. N-am apucat nici să mă uit la o emisiune, am văzut doar duelul, emisiunea în care a plecat Cristina și a fost așa... Nu mă așteptam, eram parcă cumva, nu înțelegeam, dar eu am fost acolo, acum sunt acasă în fața televizorului, era destul de ciudat. Despre Gianni, ce pot să spun? Fiecare cred că își face propria lui părere, nu știu, pentru mine Gianni, da, pe lângă că este persoana colerică, vulcanică, o persoană foarte sinceră și care spune în față, verde în față, ai greșit, e bine, nu e bine, el în fond e o persoană bună și el, cred că a rămas și el cu primul sezon, a rămas cu acea dorință de luptă, cu acea, nu știu, pasiune nebună, îl vedeam când mergeam la jocuri, mai că își dorea să intre pe traseu și după fiecare joc pe care îl terminam și pierdeam sau, nu știu, câștigam, mergea, repeta finalul, încerca să ne dea tipsuri. La început a fost destul de vulcanic, așa, după s-a potolit, a fost aproape de echipă, cine a avut nevoie de încurajări și de sfaturile lui a fost acolo pentru noi. Nu știu, poate lumea o să spună că acum fetele, da, că au făcut alianță cu Gianni, nu, da. N-a făcut nicio alianță nimeni cu nimeni. Pe Gianni n-ai cum să, nu știu, să-l transformi. Gianni e Gianni, dacă are ceva să spune, probabil că ne spunea și nouă, dacă nu aduceam puncte sau nu știu. Eram noi fetele, cele care nu aduceau puncte și trăgeam echipa în jos, cu siguranță ne spunea și nouă. Adică nu... Până la urmă, și el, ca și noi, își dorea să ne vadă că suntem bine, că câștigăm, că ne odihnim și noi mai bine, că mâncăm, că suntem mai veseli, mai optimiști, mai cu forțe proaspete. Ai mai văzut emisiuni nu legate de Exatlon, despre tine. La un moment dat, domnul doctor Cristian Andrei
ți-a făcut o caracterizare mai puțin plăcută la TV legată de educația ta și mulți te întreabă dacă ai văzut... Nu înțeleg, dar nu înțeleg cum poți să faci tu o caracterizare. Dacă ai văzut lucrul acesta și este normal să le răspundem, pentru că sunt foarte multe întrebări și n-am putut să le evit la un moment dat legate de caracterizarea lui Cristian. Am văzut doar acea emisie, jocul de eliminare de duminică, după nu am văzut, pentru că n-am fost nici în țară, am venit destul de târziu. În schimb, am auzit, am văzut, cred că, la voi materialul. Mi se pare destul de nedrept să faci o caracterizare unui om asupra unor secvențe pe care tu le vezi scoase din context. Eu nu mi-aș permite, nu știu, să văd o persoană 10 minute la televizor și să mă duc să-i spun că nu are cei 7 ani de acasă. O să-i spun domnului doctor Andrei că, ba da, poate am și mai mulți decât 7 ani de acasă. Și că, nu știu, că sunt o mahalagioaică, să nu știu ce, că îmi place cearta da. Și... Exclus. V-ați greșit, cred că trebuie să vă cere scuze și să rectificați ceea ce a spus. Da, țin să iau și eu apărare aici. Pentru că nu sunt absolut deloc genul acesta de persoană, chiar urăsc să mă cert, nu știu, sunt atât de calmă și, bine, calmă, încerc să rezolv lucrurile cu vorba. Când mă enervez, da, spun aici, lucruri aici pe nume, țin... dar nu, mi se pare puțin deplasat. Ok, înțeleg că vor să-și facă asta și au făcut emisia, au căutat, pentru că, nu știu, la noi în România văd că asta se vinde. Intriga, bârfa, nu mai contează de cine vorbești, dacă îți spui de rău, tot românul da, e... Poate dânsul a făcut o caracterizare în urma ce a văzut, dar e nedrept să faci asta pentru că sunt doar niște secvențe montate, nu e... Exact, adică trebuia, dacă vrei să vezi într-adevăr cum sunt niște oameni sau care, cum sunt eu de fel, trebuia să vină fain frumos acolo, să avem un psiholog și atunci, dacă după 3 luni de zile ajungea la concluzia asta, fiecare are dreptul la o părere, dar după niște secvențe nu poți să vii să spui, vai, domnișoara este, că nu sunt, am și eu pretențiile și mă cunosc, cred că, foarte bine. Dacă greșeam, clar, tăceam. Așa e. Vedeam de treabă, deci nu cred că... E adevărat că eu la Exatlon am văzut niște reacții ale tale și chiar de multe ori nu te-am recunoscut în concurs și am spus și aici în fața cititorilor că eu cunosc o altă persoană pe care, întâmplător și repet, nu am cunoscut-o ca și ziarist, ne-am cunoscut la Cofor. Deci așa a fost... Vă coafați în același loc? Da, avem la Geta Mari. Și ocupăm pe Geta. Ocupăm pe Geta și o iubim pentru că acolo sunt foarte multe persoane valoroase care vin și uite, se și împrietenesc. Și apropo de prietenie, Exatlonul a fost o experiență frumoasă, dar Exatlonul l-a determinat pe Vlad, pe prietenul tău, să facă un gest extraordinar, să ia o hotărâre foarte importantă, adică să te ceară de soție. Da. Cum a fost? S-a luat bilet până la Madrid. Exatlonul l-a făcut. Eu cred că da, aveam foarte multe discuții cu Vlad și știu că l-am ajutat și în alegerea inelului. Da, și vreau să le mulțumesc și eu trebuie să-i mulțumesc. Acum nu știu dacă am voie sau nu, dar trebuie să o fac. Pentru că a avut niște persoane așa foarte, foarte bune care le-au sfătuit bine. Și ție, apropo, îți mulțumesc. Îi mulțumesc Denisei și mulțumesc Cara Diamond pentru că au reușit să-l sfătuiască și să-l ajute să aleagă inelul perfect. Arată-ne-l și nouă. Vi-l arăt. E un inel foarte frumos, un inel simplu și un inel fix așa cum probabil... Care te caracterizează. Exact cum mi-am dorit. Astfel încât n-aveam cum să nu le mulțumesc, pentru că l-au ajutat. În condițiile în care el a rămas aici singur, a rămas aici, da, cu era... foarte multe lucruri pe cap. Tu n-aveai proba aceea de comunicare, nu luase da, legătura cu tine și încercam să-l ajutăm. Nu câștigam, cred că chiar râdeam acolo, că am și spus, măi, cred că nu trebuie să câștigăm jocurile de comunicare cu familia, pentru că am câștigat doar de 2 ori cu prietenii și am spus, eu, e ceva de nu câștigăm comunicarea cu cei apropiați. A fost un moment frumos. Te așteptai să vină la Madrid? Sincer, nu mă așteptam. Îmi doream să ajung acasă, clar, pentru că după 3 luni de stat acolo îți doresc să ajungi acasă, îmi doream să văd familia, îmi doream să văd pe mama, să văd că e bine. Dar, ulterior, liniștindu-mă și gândind lucrurile la rece, a fost mai bine că am stat câteva zile la Madrid, pentru că schimbarea a fost destul de...
De major am plecat, eu am plecat de acolo în sandale și în rochiță și am ajuns în țară unde erau minus 10 grade, nu știu, era perioada aceea în care era foarte frig. Astfel încât la Madrid m-am acomodat puțin cu aerul, am dârdit, m-am plimbat, ne-am relaxat, am vorbit, s-a întâmplat cererea. A fost un moment frumos. Am să-l dau de gol pe plat, să nu se supere pe mine, pentru că știu că se uită la noi. Nu știu dacă este acasă, dar oricum, se uită, da. Oricum va afla. Așa. El a vrut să vină chiar în Republica Dominicană, din câte știu, și-a luat și bilete pentru Republica Dominicană. Nu, e mai bine că n-a venit acolo. Era dornic să fie cât mai aproape de tine și să te ceară de soție. Am înțeles că te-a cerut așa și într-un cadru romantic, în parc. Trebuie să le povestești oamenilor că a fost un moment frumos până la urmă. A fost un moment frumos. Am ieșit la plimbare în Madrid și am ales să... Noi am mai fost în Madrid și la începutul anului. Am ales să ne plimbăm în parc. A fost să-mi arate Palatul de Cristal pe care la începutul anului n-am putut să-l vizităm. Și după am vrut să ne plimbăm cu bărcuța. Pe lac. Era totul calculat de Vlad. Era totul calculat, da. Am înțeles, deci nu s-a întâmplat nimic așa spontan. La voia sorții. Ne-am plimbat am luat o bărcuță, am început să ne plimbăm și la un moment dat ne-am oprit așa pe mijlocul lacului, erau foarte mulți care se plimbau și l-am văzut când s-a pus în genunchi și a scos o cutie, zic, ups, se întâmplă ceva. Și mi-a dăruit inelul, m-a întrebat dacă vreau să dacă accept, am zis că da. A fost un moment drăguț și mă bucur că nu s-a întâmplat acolo, pentru că îmi doream să fim doar noi. Nu îmi place să, nu știu, să mă duc să trag sfoară, știți, hai să... Uite ce se întâmplă cu noi. Nu știu cum aș fi reacționat dacă se întâmpla în Dominicană. Așa că foarte bine că s-a întâmplat la Madrid, doar noi, o bărcuță pe lac. A fost ce trebuie. Acum trebuie să ne așteptăm și la o nuntă și apropo de lucrurile astea... Inevitabilă întrebare, dacă ți-a dat inelul, când vine nunta, când vine copilul... La Faimoș a existat un cântăreț de muzică populară extrem de vocal, Ciprian Tiraș. La Războinici. Probabil și-a dorit să fie la Faimoș. Așa. Ui. L-ai chemat să-ți cânte la nuntă? Ei, nu știu dacă... Nu știu, nu m-am gândit, nu... Adică ați avut o relație bună dincolo de camerele de luat vederi și de competiție? Noi am încercat să ne respectăm unii pe alții și să... Ați încercat? Glumesc. Unii v-au și reușit și au ținut cont. N-am avut altercații cu Ciprian. Și în general acolo nu am avut. Adică tot ce se întâmpla, reacțiile pe care le aveam cu toții, erau legate de ce se întâmpla la meci, pentru că nu știu dacă oamenii știu, noi filmam câte 8 ore la un joc. Să stai la 40 de grade de dimineață până seara să filmezi, aveam zile când filmam și 2-3 jocuri. Și atunci răbdarea și, nu știu, calmul tău e pus la mare încercare și de aia existau și astfel de reacții, dar după ce terminam, ne salutam, vorbeam, care cum suntem, adică nu poți. Până la urmă, ce trăiești acolo e doar pentru o perioadă, în rest trebuie să fim oameni, să ne respectăm, să apreciem, să, nu știu, să fim cum trebuie să fim. Indiferent că el a fost mai bun, că, nu știu, noi am fost mai slabi, suntem oameni, nu contează ce... Ce se întâmplă într-o competiție de genul acesta, până la urmă, într-o competiție, cum este exatlonul, se dezvoltă și prietenia, așa cum între tine și Ștefan s-a dezvoltat o prietenie frumoasă și sunteți și acum unul lângă celălalt, tu vei rămâne la fel cu Cristina Nedelcu, așa s-a văzut la televizor, că erați foarte, foarte apropiate. V-ați întâlnit și în țară? Da, cum să nu ne-am întâlnit și cu fetele clar te apropii, pentru că noi cu ele poți să discuți anumite lucruri. Echipa, zic eu, că a rămas unită și băieții vorbesc cu fetele, cu toții ne vom vedea. Cu Cristina, da, mă bucur că am, și nu doar Cristina, și Ana, și Mădălina, mă bucur că am cunoscut oameni. O știam pe Cristina pentru că a făcut gimnastică aerobică, dar n-am intrat niciodată în contact, nu am decât bună, ce faci și cam atât.
Și iată că ne-am întâlnit aici și am descoperit că e o persoană minunată și pot să te bazezi pe ea și cu siguranță vom rămâne prietene toate și prieteni și vom păstra așa o relație de prietenie frumoasă. Pentru că până la urmă 3 luni de zile am fost de dimineață, 24 din 24 de ore împreună, am plâns, am râs, am glumit, nu știu, ne-am spus lucruri, am fost împreună și cred că asta contează cel mai mult. Sincer, te-a enervat cineva foarte tare la Exatlon, pe care nu ai mai prea să-l mai vezi niciodată? Mai probabil că dacă mă întrebai acolo, spuneam. Acum, ce spuneai acolo? Nu știu, probabil că, nu știu, puteam să spun. Venea o persoană care, nu știu, să mă supere în ziua aia. Te enerva pe moment. Exact, mă enerva pe moment. Acum, nu, s-a terminat. Ne întâlnim, ne salutăm, vorbim, nu știu, maturitatea de a lăsa în urmă ceea ce s-a întâmplat și să fiu omul care sunt acasă. Și să mă salut, să vorbesc, bănuiesc că și la voi s-a întâmplat la fel. Da. Adică tot după ce s-a încheiat concursul, lucrurile exact, s-au schimbat. Exact, pentru că nu, acolo, nu știu mie, trebuie să te transformi. Intri și te concentrezi la ceea ce ai de făcut. Trebuie să, nu știu, să-ți salvezi, să-ți ții pielea, să încerci să reziști acolo cât de mult poți. Pentru că nu e ușor. Ai foarte multe lucruri de controlat la tine. Te descoperi și tu pe tine, pentru că te pune în situații pe care în țară nu le... Probabil că nu le întâmpini, nu știu. Uite, să dormi pe podea. Să te duci să te speli cu bidonul și după aia să încerci să mai fii și optimist, să te duci la joc și să pierzi, nu știu, o lună. Să nu mănânci nimic. Și totuși nimic. Să mai știi să și glumezi, să cânti, să faci haz de necaz. E greu să-ți păstrezi principiile exact. Într-o competiție de genul ăsta. Ai mai mâncat ouă de când te-ai întors în România? Și probabil nici știu nu voi mai mânca. Știu că toți au o alergie la după probabil exact. Nici nu voi mai mânca decât la anul de Paște. Tu ai mai niciodată mâncat, Alex? Am mâncat, da. Nu ai așa o adversitate față de... Nu mai, mi-a trecut. N-am nici eu, dar momentan încerc să le vii cu toate, că mi-e o poftă de omletă bună unde o mănânc eu în București, dar mai amân momentul. Că am mâncat destul de mult omletă. Vine acolo, mâncai ouă fierte. Nu, aveam... Nu puteam să mâncăm doar ouă fierte, dar în principiu ne aduceau ouă fierte, dar le mai variau. Le dădeau și un fel de omletă, dar nu era făcută bine și nu puteai să te atingi de ea. Am mai primit și o ochiuri făcute bune, doar că... Puțin. N-aveai pâine. Nu, au fost... Câte kilograme ai slăbit? Păi nu am slăbit. La cântar. Uite, vezi, am slăbit, nu mai este o regulă să nu mănânci pâine și să nu, slăbești. Nu, am eliminat probabil din țesutul, din grăsime, pentru că na, eram destul de pufoasă când am plecat. Dar așa pe cântar, nu știu dacă am slăbit. Sincer, nici nu m-am cântat. S-a văzut la haine că toate veneau bine. Veneau bine și atunci, dar erau mai largi și sunt încă mai largi. Așa că am zis, după ce văd ce e cu genunchiul, vreau să încep să merg la sală, să mă mențin și să nu-mi ies din ritm, pentru că contează foarte mult. Așa e. Le reamintesc celor de acasă și toată lumea și tuturor celor care mă întreabă, finala va fi duminică, de la orele 19:45 pe Canal D. Alte întrebări. Toată lumea mă întreabă dacă Alin mai joacă. Am spus și luni, da, Alin dacă mai joacă în competiție. Îl veți vedea pe micul ecran cât mai curând. Fanii lui sunt speriați. Au înțeles că are o accidentare destul de gravă și nu ar mai putea continua în competiție. Din informațiile noastre știm că Alin va continua să lupte pentru marele trofeu, pentru că este un războinic foarte bun și extrem de puternic. E un atlet bun, un atlet care a demonstrat că merită să fie în finală. Merită. Cine crezi că ar putea câștiga finala? Sau cel nu puțin știu cine spun. Ți-ar mi-aș plăcea? Mi-aș dori o fată. Mi-am dorit să o văd pe Cristina în finală și să, nu știu, cineva de la noi. E destul de greu. Sunt și din echipa războinicilor
jucători foarte, foarte buni. Alin, Iulian, Betty, Cristi Pulhac de la noi, Madalina, nu știu, cred că va fi o surpriză pentru, pentru noi toți. Aștept să văd noul episod joi și atunci va fi unul, va fi unul palpitant. Și așa cum ți-am spus că nu întâmplător am adus aminte așa de, de Ciprian. El este aici, alături de noi. Și invităm să fie, uite, vrea să ne felicite pentru... Bună seara, Ciprian! Stai să te ocupăm, Monica! Așa, să o felicite! Hai să te ocupăm! Ai venit roșu! Da, am venit sub acoperire, că nu știa nimeni că apar. Am înțeles! Noi știam că o să apară, dar mai târziu. Am zis că o să fie, l-am și anunțat că va fi alături de noi. Pentru prima oară când aveți doi invitați. Nu, nu este prima dată, am mai avut, să... dar e roșu. Frumos să nu uitați foarte departe. Și a trădat echipa. Nu neapărat, am fost după acoperire pe la Londra. Te-am văzut, la aeroport, la Ana Orpoș. Mulți au zis, domne, erau cei mai buni prieteni, trio-ul care făcea legea în echipa războinicilor și ce să vezi? Tocmai tu ai lipsit de la aeroport. Da, de fapt, am zis o oră prețios. Am plecat eu ca să mă aștept astăzi la aeroport, dar a zis Ana, bă, pe bune vrei să vin să te aștept? Am ținut legătura online și ne-am scris câteva mesaje, am observat că a venit acasă. Din păcate, am fost acolo la Londra, eu invitat la un eveniment. Din fericire din, ai fost, da, la... pentru Ana, pentru Ana. Din păcate pentru Ana. Da, da, din fericire pentru mine la Premier Fashion Awards, unde am fost... British Fashion Awards. Că știi acolo unde... Mi-a scris aleg un mesaj că și el a dansat în acea frumoasă sală. Royal Albert Hall. Așa se numește sala. Exact. Royal Albert, e superbă. Și am avut parte de a... stau lângă celebrități de înaltă talie și să văd premiile din fashion, cum sunt Oscarurile în industria filmului. Dar și ce ai făcut acolo? Deci doar telespectator, da, nu ai fost model. Nu. De data asta n-ai fost model, da? Fost prezentări, da? Au fost doar premii, am fost spectator, să zic așa. Și mă bucur că am avut șansa să mă duc cu echipa cu care eu colaborez la Sibiu, Feric Fashion Week, și să văd și eu fenomenul. Odată am prezentat și eu la Feric Fashion Day, în 2014. Nu era Feric, era doar fashion, era doar, da, fashion, dar... Vezi ce dezvăluire aici, Alex, n-ai fost model mine. Pentru cine ai n-ai prezentat? N-ai fost la mine, te ține aminte. Nu pot să zic. Ba da, poți să zici. Poți să ai voie. Oricum nu primești bani. În 2013 sau 2014 am fost pentru Adina Buzat. Păi, uite, de ce să n-ai voie? Eu că un stilist foarte bun. Da, înseamnă că a fost la noi la fashion, da, la Feric Fashion Day. Bravo. Și războinic și nu v-ați văzut, păi nu, da, nu se poate da, așa. Nu era, pe vremea era mic de an, l-am observat. Acum mai mare. În 2014 cred că aveam 19 ani. Mai mare. 20. Mulți înainte. Să crești mare și să crești mare și să rămâi frumos cu fetele. Și ce mi-ai făcut pe la Londra? Pe lângă faptul că vremea este un pic mai blândă decât la noi, am și vizitat, nu știu, de toate, am vizitat, am... mâncat. Obligatoriu trebuie să mănânci, un pic am scump pentru noi, dar dacă umbli într-o anumită zonă de aici, din București, e cam la fel ca și cost, ca și preț. Trebuie să vorbești mai tare, că ești puțin... Ca și cost, ca și preț, dar ce-a fost cel mai important, nu țipa. Trebuie să vorbești la Exatlon. Nu mai țipa. Nu mai... Țipa la Exatlon? Ce ai, cum te simți lângă Monica? Are emoții, ia. Da, nu. Ia, ce ai spus despre noi? Hai, ia, de acum. Nu știu. La testimonial. Da, eu am spus multe. Și eu am spus multe despre mine. Trebuie să mă gândesc. Păi m-am spus. Nu, și despre mine am spus. Nu știu. Noi am fost decenți cu voi, deci chiar... Da. Purtată, și noi am fost decenți, și noi am fost decenți cu voi. Da, știu. Am aflat. În limita bunului simț, cum e vorba, am fost. Cred că s-a depășit puțin bunul simț. Cum da. E acum să ce emoții aveți când vedeți de acasă ultima etapă și probabil, sigur, sunt sigur că v-ați gândit că vreți să câștigați concursul la un moment dat când ați fost acolo. Cum vă simțiți acum? Acum bine. Prima săptămână nu a fost ciudat, am spus. Eram încă acolo, adică fizic eram în țară, dar
în capul, eram acolo. Sigur ți-ai propus la un moment dat că vrei să câștigi competiții? Da, de ce nu? Fiecare dintre noi cred că avea șanse. Și nu te duci în competiție orice, să câștigi? Exact, absolut, te duci absolut. Să ajungi cât mai departe. Da, au mai fost concurenți care au spus că nu s-au dus cu gândul să câștige sau nu s-au gândit niciodată că vor câștiga. Probabil că în sinea lor fiecare s-a gândit. Dar mă gândesc, adresez și eu întrebări. Și eu am pus de la un moment dat, stând lângă campioni, așa, că n-am nicio șansă, dar după aceea când am reușit să-i și bat, ai zis, mă, parcă aș avea o șansă să-mi calculez altfel. Tu să te iei bine, aveai noroc, nu știu, s-a întâmplat ceva când ai fost mic, pentru că venea, abia alerga pe traseu sau nu știu, a avut perioade nu. Când ziceam că se descompune și venea la final și dădea două. Da, ei aveau gluma asta la adresa mea, că bă, mi-a căzut acordul pe pie, bă, că fugeam rău, dar... Să fiu realist, când îi vedeam că nu au țintă, n-avea rost să puștar, știi? Deci, adică, bă, de ce să rup picioarele? De ce să rup picioarele când tot acolo ajungem? Da, cam mai era ideea. Și eu mergeam acolo și... Bine, ei la început nici nu prea puneau mare... A fost o diferență, pentru că noi, la început, de fapt, nu la început. Noi cumva am avut grijă să nu ne rupem picioarele și să... Crede-mă, eu primele 3 săptămâni numai... Nu, nu. Primele 3 săptămâni, deci... Echipa a intrat și spuneam, nu, stai puțin, cum, nu se întâmplă nimic, zic, o să-și rupă picioarele pe traseu. Și noi eram toți foarte calculați și încercam să vedem foarte bine unde pune piciorul, cum... Într-adevăr, Alin era unul care s-arunca Iulian, și era foarte bun. Dar nu, nici Iulian. Nici Iulian. Lui, da, dar eu spun sincer că și primele 3 săptămâni venea să... Mă nebunesc când trebuia să mă duc la start. Deci, și zicea la un moment dat Alin către mine, bă, Mr. Holiday, mai te impli și tu, mai intri și tu pe trățăf. Și hai mă, fie, intru. Și mă bucuram că nu... Și acolo. Da, voi ați avut așa niște glume la adresa mea, că uite, vezi că n-ați prea avut și ai zis că ați fost elegant da. Cu mine. Fuego, că acordeonul, că am stat în vacanță, că mă descompuneam pe traseu și până la urmă îs de fapt, da, foarte multe. Da, a fost niște glume, voi ați avut niște glume mai... Păi glume, depinde cum le vezi. Hai, zile și tu acum. Glumele. Să ne spună el ce... Ți-am zis, nu m-am uitat la emisie, nu știu ce au spus ei la adresa noastră, dar din spusele altora și așa, dacă n-au ceva fost prea de rău de Monica, n-au fost lucruri prea drăguțe. Da, nu știu ce i-am spus, dar îți dai seama, nu... Am spus și acum mă dau lovit și ca toată lumea ne cerem scuze. Sigur că lumea dacă să vă înțelege. Adică... Ceea ce mi se pare foarte ok dacă ți-asum ceea ce asum faci și în competiție. Îmi asum și mai devreme acolo, fiind în competiție, scopul era să câștigi până la urmă. Și sub orice formă în care tu puteai să răzbați, te impuneai. Normal, se duc acolo oameni cu personalitate, mine, oameni competitivi. La fiecare cu o limită, exact, numai că, de exemplu, la Mădălina a fost limita alta și la tine a fost alta, de v-ați injectat atunci. La Mădălina... Mădălina... Reacția. Da, reacțiile care, de fapt, da, tu le-ai avut după aceea de 3 ori la televizor. Le-ai arătat. Ori. Că ai întrebat-o cu semnele și le-ai și arătat de 3 ori. I-a arătat odată și ea nu mai a avut după aceea... Nu m-am arătat de 3 ori, nu știu. Păi te-ai dus la ea și ai întrebat-o și ai împins pe toți pe acolo, bă, dar ce i-a răspuns? Nu, am ridicat mâna lui Ionuț care s-a băgat, eu am zis că vreau să vorbesc cu ea. Sunt filmările, sunt filmările, nu mai. Știu că sunt filmările. Ionuț ce reacție a avut, apropo, Ionuț ți-a zis ceva? Ionuț a avut o reacție normală. A venit să o apere să ne despartă, nu știu la ce s-a gândit. Băi, doamne, mă duc eu să o bat, nu se punea problema de așa ceva. Ci pur și simplu m-am dus să întreb de ce ai face lucrul ăsta. În condiția în care ești un sportiv, trebuie și în ceremonie, tot așa e. Da, pentru că eram aprinsă. Pentru că nu deci mi se părea zic, erau niște limite care ți s-au depășit. Pentru mine nu mi se părea normal. Ea a fost până atunci cu limita. Da, ia gândește-te dacă vă făceam eu așa ceva vouă. Ar fi fost dezastru. Zici? Dădea sfârșit de cineva aici, ordeonă, nu s-a fie și zici mai stângi la noi aici. Nu e adevărat. Ba, da, pentru că era foarte multe. De câte ori am fost noi injectați. Hai că nu mai poate, hai că și-o dat sufletul că fata aia, de fapt, o cedat, pentru că... Păi și voi cum faceți? Eu nu ți-am zis niciodată, că nu mai poți. Eu nu ți-am zis niciodată. Păi nu tu, nu dar toată gașca. Nu ai zis Monica, ratezi? Ba, toți stăteau, ratează. Nu, să zicea, hai că nu poate, hai că nu nimerește, hai mai deodată, dar la început eram mai... Noi, la început eram...
Noi am fost liniștiți. Dar la gestul Mădălinei mi s-a părut că acolo Gianni a provocat-o când i-a spus că e pitică, când i-a spus că nu poate, că a venit aici. A făcut-o tot de felul lui. Așa mi s-a părut și mie. Și ea, într-adevăr, a arătat, e părerea mea, într-adevăr că a arătat la toată echipa. Da, nu lui Gianni. Numai lui Gianni, după aceea, de fapt, avea... Eu mi asumeam și, de fapt, exact, toată echipa. Exact. Și oricum, fata aia, de ce știu eu, și una și alta au avut dreptate. Da. Adică deci nu au avut dreptate numai cu ea, i-au fost care au reprezentat echipa. Nu, eu am fost pentru că eu am văzut și eu eram... Da, adică cum ar veni, erai parte din... Și mă uitam la ele și când am văzut din... s-a întors și zic, mă, nu mi se pare, adică, ok... Trebuia să ia cineva atitudine, mi se pare corect, nu? Și nu pot, adică... Cine putea să ia? Dacă nu ia Cristina. Vreau să citesc acest mesaj. Vreau să citesc acest mesaj, vă rog frumos. Deci, cine ia atitudine? Odila Bujor spune, Monica Roșu, sunt mândru pentru ce ai făcut pentru România ca gimnastă, ai ridicat drapelul țării și imnul național a răsunat în Europa și întreaga lume. Felicitări. Deci, normal că o campioană olimpică putea să ia atitudine, nu? Corect. De ce să lase capul în jos? Când lucrurile nu mi se par corecte, adică fie că sunt acasă, fie bine, că sunt acolo sau... Erau necorecte până odată până la Mădălina, de au ajuns să vă arate semnul ăla, ei au răbufnit într-un fel. Monica, răbufnit? Fiecare își răbufnit. Dar nu știu care a fost acea răbufnire, că m-am dus să-i cer să bune, nu, pe bune, deci până acolo, da, Gianinia, deci cu... Da, ce nu noi am dat. Ea și-a arătat, m-a venit într-un fel sau altă frustrare și așa au reacționat. Păi da, dacă ne arătăm și noi frustrările... Nu mai trebuie să fiți frustrați, uite, te întreabă cineva dacă te-ai duce să-i cânti Monica-i la nuntă. Dacă sunt liber, ziua bună. Dacă sunt liber și cum zicea Gianni că eu trebuie să le cânt, cu tot dragul, bani să fie. Ei, mai e negociat. Nu pot să de asta zic, deci nu sunt liber. Deci nu sunt liber. Da, glumim. Cam da, glumim. În concluzie, dacă nu sunt bani, nu merge la nuntă. Păi, dacă stabilitatea omul, cerința omului nu e îndeplinită, să înțeleg ei, ajung ei la un consens, sunt sigur. Da. Off camera, povestim despre detalii. Despre sunt lucruri care s-au întâmplat la Exatlon și nu au fost spuse. Că până sunt la urmă, faimoșii văd într-un fel lucrurile războiului. Și nici nu să le spunem. Eu și așa nici n-au cum să le vadă. Gândiți-vă că noi filmam, noi tot eram filmați. Acasă oamenii vedeau, nu știu, 3 ore de emisie din 2 zile, din 3 zile. Și atunci e normal că lucrurile să fie scoase din context, e normal să lege anumite lucruri, ca emisiunea să fie... Dea bine. Da. Să dea bine, exact, indiferent că emisiunea trebuie să fie bine. Normal, nu este o emisiune exact. Pe care trebuie să o urmărească. Dar, uite, acum ai dreptate, sunt cu tine. Da, dar apropo de gesturi obscene, sunt oameni care spun, de exemplu, Maria Dorina Maroșan, ți-aduce aminte de gestul asemănător al lui WhatsApp de la începutul competiției. Și el ar fi făcut... Păi în prima zi. În prima zi. Când a doua a plecat. Ce rău ai pus. În prima zi a fost scandal. În a doua. Am uitat să-mi iau lecitina. S-au întâmplat foarte mult. În fiecare zi se întâmplau lucruri și așa. Că e foarte greu să le ții pe toate minte. A fost diferit WhatsApp în competiție? De ce a plecat atât de repede? De ce n-am mai rezistat? A fost diferit, că nu-l cunoșteam. Apropo, l-ați avut invitat? Nu l-am avut diferit. De ce nu-l invitați? Noi l-am invitat, dar deocamdată ne ocolește. Să nu răspundem noi la întrebările. Nu suntem siguri, ne e frică, poate pe jumătate de oră se ridică și pleacă. Păi hai că stăm pe lângă în caz de ceva și intrăm noi, că n-am fost nici prima și nici ultima oară când n-au trebuit să intervenim și să intrăm și noi pentru alți colegi. Pe traseu. Ia zi-ne un pronostic, Ciprian. Ce? Cine câștigă Exatlon? Ce mai tot atât că doar ți-am zis, Iulian? Eu cu Iulian am treabă. Eu sunt cu Alin. Eu sunt cu Alin. Nu știu dacă o să fiu în țară și nu-ți pleca sau n-am altă... O altă cântare. O altă, da, păi cântare. Păi acum este perioada cântărilor. Nu este, tocmai că este perioada de post. Este e perioada de post. Oricum, dar el nu are cântări. Încerc să fac cu ei un... De Crăciun. Un colin de Crăciun și să ne organizăm într-un fel sau altul să-i
să-i prind și să reușim să și filmăm, să și tragem voci și din astea. Eu l-am tras în mare parte. Se văd acum ce pot... Cine mai are voce din echipa Războiului? Toți au voce, n-au urechi. N-au ureche. Toți au voce. Să vezi ce voce aveau toți și de parte și de alta. Și producția era cu voce. Toată lumea. De la faimoși n-ai luat pe nimeni? Unde? În colindul ăsta. Păi nu m-am... Cum se numește colind? Nu pot să zic atunci. Fac teasing cu 2-3 zile înainte și... Stai să fiu sigur că îl putem înregistra, că dacă nu, trebuie să fac promovare singur. Păi nu faci promovare singur, se face aici, la noi, în emisiune. Aia cu... Da, ăla a fost un cântec care l-am făcut atunci la cald și mi s-a părut foarte ok. Mai ales că fiind an centenară, s-a părut ok. Acum că au venit unii și ne-au făcut cu calar, că noi strigăm lupii, că noi strigăm cu spirit de luptă. Asta a fost și urmă. Dar și am copiat-o de la noi. Da, și copiat. Exact. Voi ați fost cu lupii? Nu, noi am fost. Sau ziceau gen, bă, vezi că în primul sezon, ce faci, mă? Dar am fost să zic un cuvânt, că e marca registrată, sau unde e problema. Cine? Fiecare se copia pe fiecare, sau fiecare folosea același... Nu știu, aceeași expresie, sau aceeași... mai bine spus, ați încercat atunci să ne... Atunci m-am parodiat. Când Cătălin Dumitrescu cu Alin a făcut schema Monique și a ridicat în sus. Mama, atunci s-au turat. Și ghiși ce? Am câștigat în ziua aia. Deci, ce așa le-am dat. Asta era ideea. Vezi jocul psihologic? Ți-am zis? Eu ți-am zis. Știam. Deci, Corina l-a imitat pe Frucio, gen a ridicat piciorul pe undeva pe la, nu știu, 30 de grade, deci nici măcar sus. Era o chestie doar de... Chiar aș părea astăzi, dau o replică, dar tu spun după. N-am fost noi într-o zi. E o emisiune. N-am fost noi într-o zi din astea, ne-am bascat și am zis că suntem războni. Și am luat bătaie. Ne-am jucat jocul pentru că ați râs de noi. Da. Am luat bătaie și după aceea ne-am spălat repede. Unde se mai trece? Unde se mai trece la ceremonie muzgăliți? Că suntem de minune. Păi cu Uga, Uga. Mă înțelegi, era o chestie, până la urmă, încercai să ieși din context și să te și motivezi, să te și distrezi. Da, ea zice că ar trebui să fiți mai originali. Lucrurile am fost. Deci chiar am fost. Nici voi n-ați fost foarte originali. Păi noi am fost cu minți, noi nu am făcut nicio... Prea cu minți. Da, probabil că da. Prea cu minți. Că lumea spune că nu am fost prea cu minți. Nu chiar. Eu... Că i-am provocat pe faimă și pe război. Da, trebuia să le zici de fiecare dată că ați venit după străzi. Jocul psihologic. Când i-ai zis, cui ai zis că să se mai întâlneze la Oradea? Nu mai ții minte. Simiei, da. I-ai spus să se ducă la Oradea să se mai întâlneze. Cristina i-a zis atunci la... Ține din jocul psihologic, adică nu e ce mare jignire. Voi știți ce jignire am avut noi în primul sezon? E gata? Cu ceilalți. Nu se poate, nu se poate. Se respectă o anumită limită, poți să la spui... La nu se mai respecta nicio limită. Și na, dacă o întrebai pe Simia, n-a fost respectată limita. Dacă te întrebam pe tine cu gestul Mădălinei, n-a fost respectat. Păi, dacă o întrebam pe Mădălinei... Vorbim de lucruri diferite. Fiecare le percepe... Normal, fiecare știi, le relativă. Depinde la ce nivel o duci. Da, e relativă. Dacă întrebi pe Mădălina cu cum a reacționat de față de ea, tot așa, e relativă. Din punctul tău de vedere, nu a fost foarte... Dar normal că totul este relativ. Exact, da. Deci oricum ne învârtim în jurul cozii. Normal. Cine câștigă exact la nu? Cine câștigă? Nu contează, eu le-am, dar un războinic. Și? Nu știu cine crezi. Eu merg cu Alin. Mergi pe Alin? Eu sper să știu fie o fată. Știu că mi-aș fi dorit să fie o fată și mi-aș fi dorit să fie Cristina. Cum dacă Cristina este acasă? Da, Alin sau Iulian. Noi Ilian. Suntem acasă. Un băiat. Știu că voi vă doriți un război. Ce vreți să gândiți? Dar e clar că de la război nu ce dorește să știți că probabil în sezonul ăsta. Câinele Cristi să... Da, e posibil și Cristi. Dacă are cumva un chestie de noroc. Păi nu, stai, în finală cât o să fie? Păi noi știm. Exact, eu și asta. Noi, dar poate să fie un băiat de la... Păi Alin cu Iulian, unde mai? De la faimoș, Alin cu Iulian. Păi da. Dar eu asta... Alin, Iulian și Cristi, da. Păi de trei. Poate fi și Alin cu Cristi. Erau la anumite olimpiade, doi speciale. Iulian cu Cristi, poate fi și Betty cu Cristi. Sau, nu știu, sau Mădălina. Apropo de Mădălina, credeți că are un noroc fantastic în această competiție? Mădălina Predoi. Ea tot timpul spune că nu are noroc, se dă cu capul, de bancă, de tot ce se întâmplă. Și a avut un noroc cu carul la toate duelurile. Tu nu ai mai jucat.
Cristina a abandonat și Ana Woodhouse la fel. Ți se pare că are noroc? Da, în cazul ăsta în care tu zici așa, da, e noroc. Da, cum ai perceput-o tu pe Madalina? O luptătoare? Madalina a dorit foarte mult, o luptătoare, o ambițioasă, s-a susținut, ne-a susținut, chiar și-a dorit să ajungă până spre finalul competiției și iată că s-a întâmplat. Adevărul că la un moment dat se vedea la Madalina. Pentru că e foarte greu să vii când mai ia, exact. E foarte greu să te depășești, să te motivezi când vii și știi că mai e, nu știu, mai sunt 3 săptămâni, o lună din competiție, deja nivelul este unul foarte ridicat. Și atunci trebuie să muncești și mai mult și să-ți dorești și mai mult și să te autodepășești. Și ea a făcut lucrurile astea. Da, din păcate a venit un pic cam târziu. Da, dacă venea la început, erau mai închegați, dar faptul că erau acolo tabere, fetele cu fetele, băieții cu băieții, eu așa zic. Monica a zis că nu era așa. Noi tot așa am văzut. Noi așa am văzut. Dar probabil avea și ea apropiata ei. Eu, da, noi vorbeam de gimnastică, de persoane pe care le cunoșteam, de lucruri. Voi despre ce? Tu despre ce vorbeam? Păi nu știu, eu când vorbeam. Zi sincer, trebuia să mă asculte, că nu prea aveam cum să le îmbinăm. Dacă vorbesc de muzică sau modă, e ce să zică despre sport, că nu ziceau despre calorii și despre încărcări. Și seara stăteam cu toții la televizorul nostru foc. Da, ați avut, oricum, na, eu mă bucur de șederea care am avut-o noi și de șederea care ați avut-o voi. Foarte simpatic, Ciprian. Da, eu zic îi mulțumim să foarte exact, mult că ați fost alături de noi. Mulțumim, Monica. Ia vă acceptat și eu să ne și spună mai tot ce a fost incomod, că a răspuns la toate întrebările. Cumva, da, îi mulțumim lucrurile sunt diferite. Ciprian, că și el a fost alături de noi și ne-a povestit cum a fost la Londra și cum a stat fără noi la British Fashion Awards. Lasă-mă să le mai mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au urmărit, au fost alături de noi și acum și ne-au urmărit și la evoluția în Exatlon. Îi pup, le doresc numai bine, sărbători frumoase, să fie fericiți, liniștiți. Și să aibă parte de tot ce își doresc. Tu ce le urezi? Și să nu renunțe în viață, pentru că lucrurile chiar se pot îndeplini. Da, noi avem această problemă când începeam Monica să vorbească. Oi, începe Monica. Deci, mamă, începea Monica să vorbească. Nu mai termina, parcă așa mi-am impresia că bătea doar la pentru. Deschidea cartea. Deci, da, stădea atunci rămân. Eu ce să le zic, sărbători fericite, sper să ne vedem cât mai curând cu Colindu și să vă intre la suflet și să vă placă. Eu vă mulțumesc că să fie mai bun, numai exact. Că noi o să ne întâlnim și mâine de la orele 18, pentru că săptămâna aceasta este o săptămână Exatlon și vom face ediții forță. Speciale în fiecare zi. Hai deocamdată nu vă putem hai spune cine și... va veni mâine, nu știm, dar va fi un secret, pentru că așa și trebuie să fiți alături de noi, de mine și de Alex. Și vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat la noi. Nu uitați să urmăriți și Exatlon în fiecare seară de la 19:45 pe canal. Și eu vă mulțumesc și le mulțumesc și lor și vă apreciez. Stai, deci în fiecare seară va fi Exatlon acum? Nu, de joi. De joi ne vedem la televizor. Nu te-ai obișnuit? Câștigătorul pe care... Care va fi cel mai... Hai, vă pupăm și lăsați. Hai, ne auzim. Hai,